În continuare, pentru o progresie aritmetică AN, se dau A5 e 12 și A9 e 20. Trebuie să determinăm valorile primului termen, A1, și de asemenea mai trebuie să determinăm valoarea rației. Păi, lucrurile sunt destul de simple. După cum am văzut mai devreme, pentru că AN e progresie aritmetică, A5 se poate scrie A1 plus 5 minus 1 rații, e A1 plus 4 rații, și de asemenea A9 se poate scrie A1 plus 9 minus 1 rații, deci plus 8 rații. Înlocuind, obținem că A5 12 e A1 plus 4 rații și A9 20 e A1 plus 8 rații. Așadar, am obținut un sistem de două ecuații cu două necunoscute. Necunoscutele sunt A1 și R și știm că A1 plus 4R e 12 și A1 plus 8R e 20. Dacă le scădem, vom obține că 8R minus 4R, adică 4R, e 20 minus 12, adică 8, ceea ce înseamnă că rația e 2. Și dacă rația e 2, din prima relație avem că A1 este 12 minus 4 rații, deci vine 12 minus 8, deci A1 este 4. Destul de simplu. Am putea să calculăm rația ceva mai rapid. Metoda 2 ne spune că putem să exprimăm direct A9 în funcție de A5, folosind acea ultimă formulă. A9 e A5 plus primul indice minus al doilea indice, adică 9 minus 5 rații. Și atunci obținem că A9, adică 20, este A5, adică 12, plus 4 rații, deci 4 rații e 20 minus 12, 8, și atunci rația e 2. Și în continuare, pe A1 îl putem determina foarte simplu în funcție de A5. A1 e A5 plus 1 minus 5 rații, deci A1 este A5, adică 12 plus minus 4, R e 2, îl știm deja. Vine 12 minus 8, 4. A1 e 4. Destul de simplu. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!